Nu pot să cred. Nu e adevărat, nu s-a întâmplat așa ceva. Ce gogoașe, să mă lictă măta? Eu nu vin la nuntă că n-am bani. Ăștia ne pun să plătim un plus 30 de milioane pe an la casă. Dar ce? Și că actualizarea după zi cu rata inflației. Ce, mă? Păi n-ai zis că rata e fixă? Păi eu așa știam. Auzi, gogoașe? Ia uite-te tu puțin la mine. Am eu față de prost? Ia stai și de profil. Marș de aici, băi, excrocule! Nu ți-ar fi rușine! Ce mă, ți-a mâncat Amalia și ultima lețcaie și acum vrei să scoți pârlalea cu noi? Ce ți-ai zis tu? Că ne bagi sub nas o făcătură din asta de hârtie și noi? Puraza, dar nu e făcătura, e oficială, tu nu vezi că a venit prin poștă? Și ce? Ai aranjat cu poștașul, mă! Te-a pus măta în legătură cu el, că ea se știe cu toți poștașii din țara asta. Bă, tu e nebunita, binelea, nu vezi, mă, că ești ampila poște? Gărete, verifică tu că tu ești oricam, convinge-l pe ăsta că ești ampila originală. Da, pare regulă. E tuș, e tuș bun, bă, de la originalul. E netrecut pe-n pâine, da, e oficială. Am văzut? Eu nu dau niciun ban în plus. Păi, dar tu ai nebunit, dar bine, la ce vrei să ne iau ăștia casa? Mai tași din gură, că pentru 30 de milioane n-au cum să-ți ia casa, mă. Maxim un hol sau jumătate de budă. Chiar de te rog eu frumos, convinge-l tu că eu nu mai pot, neapuresc. Lasă, mă, că chitrosul tot chitros moare. Îți dau eu amărâtule și partea lui. Fac cinste că m-au avansat tără. Te-au avansat tără? Exact, la birou de relații cu publicul. Și mi-au crescut salar pentru că am sport de stres. Sport de stres? Exact, pentru că mă lupt cu toți chitroșii care nu vrea să plăti amenzile. Când am început traversarea era verde, da? Și cu toți bătuții în cap care nu vrea să schimba buletinul. Dar îmi place poza, că nu aveam păr. La 4 ani toți avem păr gogoașe. Ziua cât trebuie să-ți dau. Dar nu-i cistit, mă, să plătim tot noi amărâții și partea lui chitrosul ăsta. Nu sunt chitros, dar nici prostul tău ca ăsta. Ce? Adică eu mă ofer ca un boier să te subvenționez, să fac cinste și tu mă faci prost? Da? Ești un măgar, pupăză, să pui mâna să-ți plătești singur partea, mă. Nu plătesc nimic. Nu? E, atunci consideră mătăluță că a venit răia de la bancă și ne-a luat jumătate de casă. Că n-am plătit. E foarte clar. Și tu vei folosi doar jumătate de casă. Până plătești. Nu o să plătesc niciodată. Bun, foarte bine. E, în momentul ăsta, tu nu mai ai treabă cu jumătatea noastră de casă. Tu folosești doar jumătatea asta. Ce să spun? Vai tu, ce m-ai speriat. Bă, tu ești nebun? Vreau să-mi iau ceva din frigider. Pupăzel, dacă treci linia de demarcație, te ard. Ca așa zis Chiorete. Deci sunt apărat de lege, abia aștept. Bă, ești nebun, dar e mâncare plătită de mine aici. Îmi pare rău, trebuia să te gândești de la început, vezi? Tu pierzi. Da? Da. Bine, atunci dăm tu mâncare, hai. 1 milion. Măgoașă, tu ai nebunit? 2 milioane. Păi, șnapane! 3 milioane! Hai, lele, lele, că inflația crește! Știi ce? Spală-te pe cap cu tot ce avem în frigider! Adică ai și salvie în frigider? Te prezinți tare și răspicat. Să știe cetățeanul cine îl servește, da? Hai, salut! Plutonier Chiorete Ilarie. Mai tare, Chiorete. Plutonier Chiorete Ilarie. Mai tare, Chiorete, ce n-ai mâncat de dimineață? Pala, șeful, plutonier Chiorete Ilarie. Ești chiar așa, Chiorete, că omor cetățeanul din culpă. Mă scuza, șef, dar dacă ați așa-ți ordonat de asta. Hai, Chiorete, hai, cu simț civic și competență, da? Da. Succes, hai, știu că poți. Bună ziua! Bună ziua, plutonier Chiorete Ilarie.
De ce zâmbești, cetățeni? Cum ați zis că vă cheamă? Plutonier Fioretti. De ce dumneavoastră că... Cum vă numiți? Plutonier... Mă scuzați! Băti! Să-ți schimb numele? Da, șef. Că abia acum am realizat ce nume de râs am. Crezi că de-aia m-au părăsit toate iubiticile. E un nume nefast, e un nume de ratat, ce să mai... Păi și-a trebuit să ajungi la 40 de ani să-ți dai seama de asta, Chiorete. Mi-a deschis ochii poliția, șeful, m-a luminat ară. Haide bre, vorbește matale la biroul ăsta de evidența populației. Să-și schimbe numele, hai vă rog eu frumos. Și ce nume ai vrea, bă? Unul cu rezonanță, șeful. Că doar sunt la relații cu public, trebuie să mă impun. Trebuie să emane încredere, profesionalism, notoritate. Ce e aia? Notoritate. Nu știi ce e aia? Nu, Chiorete. Spune-mi tu. Nu știu, șeful, dar sună mișto, nu? Hai, bă, prietene, te rog eu, prietene. Mărlane, nu plătești, nu treci. Legea e lege pentru toți. Hai, bă, dar eu l-am bani. Spre deosebire de ăsta care e scârțar. Dar eu nu sunt scârțar. Eu sunt cumpătat. Ba nu, pupa, să ești constipat. Și așa o să rămâi dacă nu plătești. Pentru că WC-ul e în jumătatea noastră. Ce să-ți povestesc? Parcă nu-i putea să facă în curte. Sub geamul tău, de exemplu. Ca să-ți aduc un aer proaspăt în cameră. Dar n-ai voie să faci sub geamul meu, pentru că și geamul meu tot în jumătatea noastră este, da? Delimitarea este valabilă doar în interior, grasule. Asta în Chiorete hotărăște, nu tu! Bun. Și vezi tu vreun Chiorete pe aici? Nu. E, acum urează-mi succes. Cred că mă trece. Mărlane, dacă îți dau asta. Hop! Scuze, pupăză, dar mai citești tu până vine Chiorete. A venit Chiorete! Mai pardon, Marius Moga, da? Lasă-l, dă-l mai bine pe Marius Moga! Iată că avem o problemă aici cu pupăză. Te trebuie, dragi, pe mine? Păi dar nu pe tine, mă, pe Marius Moga, am zis! Marius Moga și cu mine suntem una și aceeași persoană. Pagă-ți mintile în cap, iertă. Ce, mă? Of course, my horse. Ce ai fi vrut să mă cheme Chiorete până la dânci bătrâneții? Să am nume de loser toată viața. Apropo, puteai să-mi atragi atenția că am un nume de loser. Ți-e clar? Dacă tu ai nume de loser, de asta ce să mai zic? Chiorete, vezi că mărla noastră! Marius Moga! Bagă bine în capul ăla sec! Marius Moga! Da? Da, gata, mă înțelegi, Marius. Vezi că mărlanul a trecut linia de demarcație. Și mărlanul are voie să treacă linia de demarcație, că ăsta e băiat sărman. Ăsta n-are de unde a plăti. Îi plătesc eu partea, bă. Pentru că acum îmi permit că-s celebru. Sărut mâna lumineția voastră. Dați-mi voie să vă sărut mâinile. Să... Ați fost la... Nu contează. Maestate, vă mulțumesc de megastarul tău, megastar, rămâne, mă, ceapă! Pot să vă zic Mozart? Mă, ești lingă, ha, hrățușcă mică! Da, mă, tu poți, mă! Maestre, dați-mi voie, vă, maestre Mozart, dați-mi... Ce, loser, ai? Eu loser, mă! Dar nu, era vorba de tine, era vorba de numele meu! Eu am nume de loser, ia ascultă! Gugoșe. Ziua, tată! Gugoasă! Ce nu e lume de lucră, Gugoasă? Ia zi, pupăză, tu nu vrei a plăti? Nu, Mozarte! Treaba ta, îți face ambiția, iurea. Bun, vezi că și baia e tot în jumătatea noastră, o să faci... Pepeluză, îți spun eu, o să fac direct aici, pe peluză, Mozarte! Și la tușa din jumătatea mea! Ah! Foarte bine. Moga! Da, bine, Chiorete, Moga te cheamă, gata. Nu mai
Vrei să ne distrăm un pic? Da, dar nu mai da. Nu dau, mă, ce să cât a dat eu tine, mă, prietene. Noi ne jucăm, mă, cu lumea, mă, vrei să ne distrăm? Da. Fii atent. Da. Ne jucăm. Bună ziua! Bună. Faceți și mie legătura la departamentul de paparații. Da! Ah, special ai făcut, nemernicule! Vrei război, hă? E bine, o să-l ai! Chiorete! Nu e aici. Bă, sunt șeful! Ce faci, mă, aici? De ce nu ești la treabă? Număram câte bucăți de parchet aveți în birou, șeful. Cum să e șeful ăla? N-auzi ce afară? Dar ce vor, Chiorete? Mă scuzi, Mogo. Să le compui o melodie la fieșcare. Pe ce, mă, te ești compozitor? Nu, dar ele cred că sunt. Că a postat tâmpitul ăla de pupă zăpănet un anunț că-și că fiindcă s-ar fi angajat Marele Moga în poliție și că le scrie câte o piesă la toate fetele care își preschimă buletinul, bre. Super tare, Chiorete! Adică Mogo, are poantă. Are pădraș să-l ia șeful. De, Chiorete, adică Mogo, tu ai vrut să schimbi numele. Dar trebuie să fii mândru, bă. Așa o să cunoști tu o grămadă de pipițe, că o să moară de gelozie de zirica ta. Și când o să vază coada de pipițe care șea de la ușa mea, bă, în genunchi, mă, dar în genunchi o să vie să se roage să se împece cu mine. Și tu ești convins că o să ai coadă de pipițe, nu? Un gogoașe? Ce gagică nu-i cade în genunchi, mă, doar a să întâlni cu Moga, aud? Maestre Mozart, mă scuzați că interviu, dar m-a ta nu semen deloc cu morgă asta. Hai, lasă, fii atent, mă, fii atent, mă, că tăticu-i pregătit, bă. Ce vorbești, m-am documentat, sunt, a? Da, acum spre deosebire, dar mai înainte tot nu se mănați. Nu? Da, cu ea. Nuț. Ea încearcă batalie cu pularul și cu cașcheta ea. Munga întreg acum. Uite ea. Vă zureați, mă? O să-și taie venele pupă, să mă, când o să văză că de fapt nimeni mi-a făcut un bine, mă. Să vedeți ce față o să facă fufui tu când... Băieți! Auză-l-i, acum când o vedea surpriza, să vezi mascara mână, mă. Ia. Ce elefanților, v-ați înghițit limbile? Nu mai râdeți de mine? Ți-ai luat closet, pupăză? Nu, bă, mi-am închiriat-o. Pentru că un megastar ca mine nu face cu toți dihori în același veceu. Ha, uite, inaugurarea. Padam. Poate vreți să vă tăiați venele, poftiți. Paparații, domnul Moga este? Da, dânsul este. Ăsta-i Moga? Da, arată-i bă buletinul, că nu te crede. Impostorule. Hai! Ce dai fă, maestru Mozart, ce rușine, scuzați, mai nu știi ăștia cluturi, e bâtă la... Băi, idiotule, trebuia să aștept să-mi pui peruca, să-mi pui ochelarii, să-mi pui cașcheta. Dar ce-mi faci, mă, măgării de-astea? Păi, dar ce-ai făcut? Ce-i faci, mă, maestru Mozart, că te uite la mine când vorbesc. Nu te uiți! Uite la mine, ce te uiți asta! Chiorete! Mai bine spui un coif, bă, că la câte palme o să iei? Gici, mă. Ai văzut, mă, ce-ai făcut? Hă? Să le țin mult. E pentru că eu nu sunt camărlanul din Tamai Elefantul. Eu sunt
Eu ți-am zis să-ți iei coif. Măi, culință! Fiorete, ieși imediat afară, că asta este proprietatea mea. Fiorete, ieși afară, ai încălcat restricția. Nu e zără, eu am voie că sunt organ în misiune. Ba nu ești în misiune. Ba sunt. Pupă-să, lasă-mă să-și ad până pleacă disperatele alea. Hai te implor, fac orice, pupă-să. Orice? Serios? Doi zece, merge. Domnilor și domnilor, așa cum v-am promis, vă prezentăm în exclusivitate, în direct și sunt sigur că și în reluare, locul în care se retrage celebrul compozitor Marius Moga pentru a-și compune hiturile. Moga! Exact, dragi prieteni, este vorba despre o toaletă ecologică plină, dar plină ochi de... inspirație! Bineînțeles! Iar fetele pe care le vedeți aici sunt toate, dar toate fane ale megastarului care speră să primească un autograf de la idolul lor! Și iată că autograful nu întârzie să apară! Poftim! Vrem și noi! Scoate-mă dracu, dacica, rodă mare! Vrem și noi! Ai nebunit tu mai acum când rupem audiențele? Mai ai și tu răbdare câteva ore! Trăspălțătate, negrule! Băi, Fiore, suntem în direct, bă! Și sunt convins că și în reluare! Șef, nu vrea lumea, stai că nu de-aia am venit. Șef, vreau să-mi schimb numele. Da, ți-am zis, Chiorete, de data asta ți-l alege calculatorul. Aleator? Ba, ale altor așa, șeful, băi, cum poate să-mi zică? Ma voastră. Am înțeles. Cum vă numiți? Ca să știu de cine întreb. Lăsați că la birou ăsta numai eu lucrez, n-aveți cum să mă ratați. Ah, perfect. Dar dați-mi o carte de vizită. N-am. Bai, sunt pe masă, mă. Tăfțăr botul al dreacu de nenoroc. Luați-o și să nu vă vadă nimeni, domne, că n-am destule cărți, visteți câteva, că e buget de austeritate, așa e la... Bucă căcălău. Lasă, domnul, nu-i lua în seamă. Cred ca proștii. Mai bine să ai un nume deosebit decât să te cheme Ion sau Vasile ca pe toată turma. Eu m-am obișnuit să râdă. Dar cum vă numiți dumneavoastră? Chiorete. Să-mi trag una. Doamnelor și domnilor, celebrul Marius Moga s-a întors în locul său preferat de creație și în câteva momente veți putea auzi primele acorduri ale unui nou hit compus chiar în aceste momente. Maestre, sunteți gata? Mai am un pic. Ce faci, idiotule? Păi că m-ai băgat aici, m-a luat și ce să fac, m-am așezat și eu. Iată, dragi prieteni, primele acorduri sunt de trompetă, ceea ce ne face să credem că maestrul compune un marș în direct și sunt convins că și în reluare pentru Pupăză Show. Hai, bă, Pupăză, mai dă niște hârtie. Pentru să scriu notele pe ea.
Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Și să mărită măta? Eu nu vin că n-am bani. Ăștia de la bancă ne-au mărit rata la dobândă în casă cu 30 de milioane pe an. Ci ca actualizarea dobânzii cu rata inflației. Și ne-a mărit, mă, rata la dobândă la casă. Te dai idei la astea, da, să mai bagem, da, cu... Auziți, băncile, rata la dobândă la casă, da.